Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Mobilierul emisiunii este oferit de magazinul online Home Philosophy. Salutare, bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitații noștri din seara asta sunt Thomas Vonier, președintele Uniunii Internaționale a Arhitecților, singura organizație globală care reprezintă 3,2 milioane de arhitecți, și Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România. Bună seara! Bună seara! Thank you for accepting our invitation. Mulțumesc frumos că ați venit la noi! Why is architecture so important in the contemporary context? And I'll define the contemporary context. I refer to mainly to migration, climate change, housing shortages, poverty and extreme poverty. How important is architecture yeah. under these circumstances? Well, you've cited it. I think we have seven and a half billion people on this planet. Uh, probably a billion of them have to live in places they make for themselves with whatever they can find, mm -hmm. whatever they scavenge, and wherever they can find a place to settle. So it's a reasonable question what does architecture have to right. do with that? It's, its survival. Um, but if you take the work of someone like Alejandro Aravena from Chile, uh, he built for mine workers who would otherwise be living in places of extreme poverty basic structures, recognizing that they would build the rest of them themselves mm -hmm. with materials they could find when they could do it and yep. when they had the money. But he provided sanitation, he provided a basic structure, and he provided electricity and the basic requirements. That could then later be filled. So in the end, you might say it's not beautiful architecture, but it improved the lives of the people who live in those places. And that's our challenge, I think, as a planet uh, and as a profession, is Can to make lives better. Can this example work as a general principle? Can this be applied all over the world? All over the world is a tall order. We have—I've been to slums in Nairobi, Kenya, yeah. that have more than a million people in right. them and very desperate conditions. Some intervention is always possible, and some architecture is always possible. It's the way architects think: this systematic approach, this idea of trying to improve the basic infrastructure to improve the lives for all people. Um, that's really our challenge. Uh, you mentioned climate change. Mm -hmm. uh, we are experiencing all over the globe uh, weather that is more extreme than anything that's ever been recorded. Right. We have uh, now just the fifth large hurricane in the eastern United States that's now threatening the eastern seaboard of the United States. We've had heat waves all over the planet, uh, especially here in Europe this summer. And what uh, is more important than the way we build? and how we build and how things are designed. It's fundamental to the way people live and how they live. So it's crucial. Alexandru Găvozdea, care e cea mai importantă problemă pe care ar avea arhitectura în România acum? Coerență și reorientare. Cred că arhitectura acum în România e de foarte multe ori împinsă de nevoi sau de cerințe foarte puternice, fie că e vorba de investitori de scară mare sau de nevoi extrem de, de consistente, uh -huh. la care încercăm să răspundem, și care de multe ori își găsește răspuns uh, destul de puțin destul de puțin fundamentat, destul de puțin uh, structurat, cred că de cele mai multe ori am avea nevoie de a ne seta ca prim pas într-un demers de, de a face arhitectură pauza necesară să ne gândim la ce trebuie de fapt cu adevărat să facem. Uh, spunea și, și Tom mai devreme, arhitectura contribuie extrem de mult la o serie întreagă din acele probleme pe care le-ai pomenit. Contribuie la uh, e unul dintre marii poluatori până la urmă, da. construirea, eu, unul dintre uh, producători de uh, efect de seră, supraîncălzire, uh, deșeuri în atmosferă de diverse tipuri, în utilizare, dacă stăm și ne gândim puțin mai mult înainte să facem lucruri, cred că am putea să îmbunătățim felul în care facem arhitectură în România, deși primul... Prima reacție a, a noastră este probabil să încercăm să ajungem din urmă uh, nu știu, vestul mai avansat sau uh, arhitectura... Să ne sincronizăm cu Să ne sincronizăm. Eu cred mai degrabă că ar trebui să încercăm să ardem niște etape, să sărim peste niște pași care deja își dovedesc uh, deficiențele în, uh, în vest și poate din învățămintele pe care le trage vestul sau zona mai civilizată să încercăm să sărim niște erori mm -hmm. pentru a uh, încerca să compensăm problema asta pentru că altfel ajungem să reproducem ceea ce se întâmpla în uh, Olanda, Danemarca uh, sau uh, prin, alte, prin alte părți și dincolo de um, granițele Europei acum 30, 40, 50 de ani și și nu realizăm acest lucru. Pentru că arhitectură, când de arhitectură, nu, nu cred că ne putem opri strict la construirea unui obiect, a unei clădiri. să definim asta pentru oameni care înțeleg extrem de simplu lucrurile astea. Mm -hmm. Oamenii se gândesc că arhitectură înseamnă doar construirea unei case, că aia e arhitectură și atât. Cred că e bine să ne să încercăm să înțelegem Scopul pentru care arhitectura, de fapt, a ajuns să fie definită, a ajuns să se, să se producă, și cred că acesta este în principal acela de a servi uh, omului, societății, uh, și a-i oferi un cadru construit dincolo de cel din pădure, din peșteră, care să favorizeze o calitate a vieții bună. Mai bună și mai bună și mai bună. Um, și pentru asta nu ne putem opri doar la obiectul, uh, casă, clădire, uh, și poate nici doar la uh, mediul construit în general, uh -huh. orașe, cartiere, cu străzi, cu trotoare și așa mai departe, ci poate și la felul în care funcționăm împreună în acest oraș, și care și el trebuie să fie gândit, modul în care așezăm diversele feluri. Diversele tipuri de funcțiuni, diversele uh, activități umane în relație, în spațiul. Uh, Ce facem construit. în lumea asta construită? Cum da. faci, cum o folosim? Uh, sigur că cum o folosim nu este arhitectură, este viață, este societate, este cultură, Segur. dacă vrei mai degrabă, dar arhitectura trebuie să țină cont de asta, pentru că scopul este acesta: de a face să se Ajungem producă acolo. relațiile noastre bine. You're an expert in securing buildings and urban security. Um, do you know that at this very moment you are in a very unsecure capital of a country? Bucharest is very exposed and very vulnerable to earthquakes. Do you know that? I do know it's in a seismic zone. I, I know this part of the world has experienced great earthquakes. So yes, I'm aware of that. Yes. Are afraid? No, not to be here, um, not not at all. Um, I don't know to what extent buildings have here have been protected against earthquakes. Um, it's a problem in many parts of the world. Some places are successful in coping with uh, mm -hmm. the threat. Uh, some places are not well prepared at all. Um, I suppose that, uh, like any place, we are surrounded by risks, and uh, life goes on. Yeah? Uh, I like very much what Alex had to say, because I think architecture is one of those professions that um, it 's rare you We get to ask the question, How should people live? What is the best way to live and that can be in a house what 's the best way to yep. live in a house? It can be in a neighborhood it can be at a city scale and even broader uh, what 's so interesting about a place like Romania is that um, you have a a tradition that goes back to the age of empires. Then you have a socialist era, and now you're in something new, maybe something like capitalism. And the tendency is uh, many times I've been all over the former Soviet Union and the former Soviet yep. republics, and people want to throw away the past yep. and they, they yeah. want to rush toward the future, but they forget the good ideas from the past and the things that. Exactly were good about the way life was. And that includes public transit, the idea of social housing, the idea of investing in parks that can be used by all people. And some of the plans, and I suppose such plans were drawn up for Bucharest and other cities in Romania, were very good plans, and we should salvage what was good from those plans. Mm. Alexandru Gosdeak, de foarte multe ori subsolul. e ceva profund necunoscut pentru noi, e ceva ce nu băgăm în seamă. Și când spun subsol spun toate instalațiile vechi care sunt un infern la ora asta și despre care încă știm foarte puțin. Suprafața unde am preferat de multe ori să vopsim Gată. și nu să consolidăm. Toate lucrurile astea se transformă într-o stare de fapt pe care un tânăr președinte al unui ordin al arhitecților o contemplă în momentul ăsta. Cum te simți, cum te raportezi la situația asta? Una din situațiile cu care trebuie să ne confruntăm lucrurile sunt cum sunt, nici mai bune nici mai rele, ce putem să facem este să ne apucăm de îndreptat și de, de reparat și de consolidat și de uh, pregătit pentru viitor mai bine lucrurile în uh, ordinea care se mai și produce prin conjuncturi. Vă duceți aminte de um, nefericirea Colectiv? Da. A fost o perioadă uh, imediat după aceea în care toată lumea încerca pe toate căile să îmbunătățească uh, normele, controalele, exact. să închidă spații, exact. să le redeschidă. E un mod foarte de urgență de intervenție, în care uh, te comporți ca un, ca un medic de la, de la camera de urgență da. care reacționează la criza care tocmai s-a întâmplat. Cred că soluția uh, consistentă și solidă pe termen lung poate să fie obținută doar dacă ne gândim cu pauza de care spuneam, cu răgazul înainte da. de a ne arunca în, în vâltoarea acțiunii uh, și încercăm să vedem uh, atât la scară punctuală, unde sunt crizele, unde sunt uh, robineții care curg, uh -huh. dar și la, la scara întregului sistem ce trebuie să facem, ce lecții avem încă de, de păstrat, pentru că ele sunt bune și pot fi refolosite și ce... Uh, ce ar trebui să, să schimbăm. Dar, Alexandru Găpozdea, te întâlnești, e... ne întâlnim cu momente, o să le numesc foarte exact, cu momente isterice, într-un spațiu foarte emoțional, care spune așa, domnule ești un tânăr președinte al Ordinului Arhitecților, trebuie să rezolvi urgent niște lucruri și trebuie să le faci acum. Sigur. Pentru că foarte multă lume are senzația că ai puterea să faci chestia asta. Dacă ești președintele Ordinului Arhitecților, rezolvă, domne problemele arhitecturii. Um, aici suntem într-o într discuție foarte uh, amicală despre uh, câteva chestiuni care sunt sigur uh, să leagă între ele, dar nu sunt neapărat convergente. Una este acela că uh, tot timpul isteria din fața mea este cea mai importantă. Și mai trebuie rezolvată. De foarte multe ori sunt altele semnificativ mai, mai grave, care nu neapărat uh, sunt pe cale de a exploda sau au explodat, dar a căror uh, amânare poate să ducă la probleme semnificativ mai, mai grave. Uh, dar, trecând peste asta, uh, puterea de care spuneai, pe care ordinea o are, da. rezidă în foarte bună măsură în să spunem, coerența și unitatea și comunitatea de arhitecți care se uh, se alătură unui demers al organizației sau uh, îl ignoră complet pentru că are alte preocupări, totuși vorbim de uh, doar în cazul de față circa 10.000 de, de arhitecți în uh, Ordinul Arhitecților din România, dar totuși sunt cei care fac Marea masă a celor care lucrează, de ce, bine, în care lucrează în România și uh -huh. lucrează la ceea ce se întâmplă da. în România. Uh, ei sunt de foarte multe ori confruntați cu același genuri de probleme, încearcă fiecare individual sau în grupuri mici să rezolve același tip de probleme. E uh, de multe ori găsesc soluții, inovează, uh, vin cu, exemplul uh, exemplu, Alejandro Aravena, sigur, la o altă scară și cu alte tipuri de probleme, sap produs și în, și în România în diverse, în diverse feluri, se încearcă diseminarea și perpetuarea celor modele bune. Dar astea sunt doar soluții de, nu vreau să le spun de cârpeală, dar sunt soluții de peticială. În clipa în care mă confrunt cu o isterie, cu o criză, pot să pun un plasture. Dar nu înseamnă că am rezolvat cauza sau că ea nu se va mai uh, repeta sau dacă se va repeta, va fi diminuat efectul. Asta se poate face atunci când coagulez toate aceste lucruri într-un într, -un, într -un loc, într-un sistem, într -o, sub o umbrelă. Uh -huh. Putem discuta de, de ce fel, de ce natură să fie ea și acolo încercăm să ne formulăm într-un mod transparent o soluție de răspuns la acele la probleme. Suntem pe cale să începem să, să lucrăm la asta, vrem să facem lucrul ăsta. Viteza cu care lucrurile se întâmplă și cu care informația circulă astăzi și se transmite este și o oportunitate în același timp. Nu doar uh, riscul de a rămâne în urmă, uh -huh. ci e și oportunitatea de a uh, împărtăși, de a uh, folosi și mai vorbim de, de folosirea datelor, uh, vorbim de date electronice, care se colectează peste tot în, în, în țară. În, toate procesele birocratice pe care le da. contestăm și le culim, uh -huh. de fapt, înregistrăm enorm de multe date care astăzi nu sunt folosite. A transforma acea cantitate enormă de date în informație care să aibă sens și să poată fi folosită mai departe. Deci, de fapt, știm o sumă de lucruri, dar încă nu facem nimic cu suma asta de lucruri pe care le știm. Cam da. Uh -huh. Cam da. There's a whole world very poor. Very hungry, living in unhuman conditions. All that world is marching towards Europe, towards the United States, towards Australia. People simply know that there's somewhere a better place to live. And they will continue to march regardless of the conditions of their route. They will continue to march. Towards better lives and towards better places. Is architecture having an answer for that? Yeah, I will not uh, pronounce the word invasion. Yeah. Although this word is flying around us, I will not pronounce it. But you know what I'm talking about. I do, um, and I think uh, climate change is increasing. The pressure on many populations because areas are drying out where agriculture was possible and populations are moving, uh, especially on the African continent. I think architecture has some answers. Um, another architect I would mention is Francis Carre. He is from Burkina Faso, uh, from a very small, poor village. He was educated in Germany because he was a bright boy. He had intelligence and he got a scholarship. He went to Germany, he became an architect. He is teaching people in his native village to build with material that's at hand, indigenous material, to make much better buildings that are better shelters, stronger, mm -hmm. can protect against things like earthquakes using indigenous available materials. Just from the intelligence of an architect, he sees opportunities that an ordinary person would not see. And he can teach people how to build better. That's one of the noble things about architecture: the the value of building. It's it intrinsically valuable mm -hmm. to build things, and to build them well is even better. Uh, so I think there are some answers, but the problems you cite are obviously bigger than architecture. Yep. Uh, but we have a contribution to make, like everyone in the world. There's a contribution to be made, and I think we're doing uh, better. Um, we are still too much involved with the development community in making projects that that perpetuate dependence on automobiles that that make uh, cities larger and, and, and the less nail desirable. On yep. So uh, it's not all good, but I think our desire is always to do better. I I have a comment about being president. You know, the president in my university said one day being president is a little bit like being in charge of a cemetery. There are many people below you, but nobody is listening. <laughs> and uh, I, uh, some days I feel like that. But our power really comes from being able to speak about things that are important and trying to express what we want to accomplish and what we can help to accomplish. I mean, maybe my words sound in a rather rudimentary, primitive way, but. Would it be a solution instead of contributing to the opulence of the world we live in? Wouldn't it be a better solution to build things in the countries people are coming of course, from? Of course. Of course, it would. And uh, I think enlightened foreign policy in the developed world is focused on. Improving conditions in the places people are trying to flee from, mm -hmm. uh, in trying to eliminate uh, the, the threat of armed conflict or reduce the tensions that produce armed conflict, uh, trying to install or encourage uh, governments that are responsible and not corrupt. Uh, I think all of those factors are aimed at uh, reducing the pressure on ordinary people to flee and to try and what find what do you honestly think is the, what we call the civilized world is the civilized world aware of that are they doing that uh, no i i think you'd have to say that um, many populations look out for their self-interests and try to protect what they have and yep. that's a natural instinct it seems to me um, and that 's why I think showing the way and showing opportunities to make conditions better mm -hmm. in other places is is the way forward um, so let 's be hopeful and let 's try to talk about ways that we can improve conditions um, but i I think you have to understand too that some of these pressures are are very, very difficult for people to cope with. I think if you look at Public That's parks sure. in Paris, for example, where I live, a mother no longer feels comfortable taking small children to some of the public parks because there are people sleeping in the parks and they are not people that they're accustomed to seeing. Some of those mm -hmm. people have serious problems. Some of them have to steal in order to eat. So, I mean, these are difficulties that um, are understandable and, and, and threaten the quality of life. Alexandru Găvozdea s-a construit enorm în România fără autorizație. S-a construit fără autorizație de foarte multe ori în complicitate cu autorități locale, despre care n-am să spun dacă sunt irresponsabile sau corupte, pentru că nu știu exact ce să spun și n-am dovezi în direcția asta. Dar s-a construit enorm și fără autorizație. Îți dau exemplu un loc pe care îl știm cu toții, clisura Dunării, să zicem. Este o bucată din parcursul pe care îl face Dunărea la noi în țară. Malul românesc al Dunării arată de multe ori ca o infecție cutanată, arată ca o maladie. Malul sârbesc încă mai conservă natură și niște contururi precise ale unor localități. La noi e profund diferit, peisajul e profund diferit. Uh, ce e de făcut în situația asta? În primul rând trebuie să am grijă să nu se extindă. Deci Cred că primul, primul pas care trebuie făcut nu este neapărat să tratez efectul pe care îl văd, care este cel perturbator, cel care mă, mă isterizează, ci să încerc să înțeleg de ce se produce, ce pot să fac să îl opresc, să se uh -huh. mai întâmple. Um, și dacă uh, pot să ofer alternative celor care deja sunt obișnuiți cu genul ăsta de, de, de lucru. Am uh, avut și personal experiența, uh, acum mulți ani, probabil mai mult de 10, uh, de a fi expus unui astfel de, de mediu, de a lucra câțiva da. câteva luni de zile într-o primărie uh, unde lucrurile se... Derulau mai puțin decât, decât în regulă, și nu am reușit în cele 4-5 lucruri cât am stat acolo să fac mai mult decât să institui procedurile așa cum erau ele prevăzute de lege. Și atât. Nu am schimbat nimic dramatic, nu s-a văzut nimic uh -huh. în mod special în mediul construit. Dar făcând deja lucrul acesta. Toți oamenii cu care am interacționat, și o bună parte din timp ulterior, până s-a degradat din nou mecanismul, s-au obișnuit cu ideea că există un mod de a face lucrurile, prin care de asemenea pot ajunge la ținta pe care și-o doresc, dar poate fi modul corect, legal și care să nu aducă sarcini, presiuni și neajunsuri necuvenite, să spunem, nemeritate celui de lângă. Și cred că um, e tot timpul un joc foarte delicat, foarte, foarte sensibil între a găsi mijloacele de coerciție, de impunere, de regularizare a unor procese defecte și cel de a. Uh, găsi răspunsurile corecte sau instrumentele corecte pentru nevoile care de fapt sunt doar atinse prin niște mijloace greșite. Cineva ridică acolo... ordinul dreptur de semnătură? Da. Din păcate, uh, parafrazând acum din colegii mei, din păcate nu destul, uh, din păcate nu pe perioade suficient de mare. Uh, aici uh, nu știu dacă e uh, dacă mă pot alia acestui, acestui tip de răspuns. Cred că trebuie să existe sancțiuni, dar cred că ele trebuie să fie totuși ultima resursă. Până acolo, Ordinul ar trebui să sprijine, să-și întărească membrii, să întărească arhitecții practicieni în a fi mai buni, mai competenți și mai. mai, mai viabili, mai valabili în, în piață, înainte uh, de a-i uh, sancționa. Sunt, din păcate, și situații dramatice în care arhitecții fac uh, sunt, sau sunt complici la asemenea. La asta mă uh, Pentru că nu au altă soluție. Uh, cum, uh, cum spunea și Tom, de uh, o parte din oamenii care dorm în parcuri în, în Paris, unii trebuie să fure ca să poată uh -huh. trăi, nu ca să-și cumpere bijuterii. Situația, din păcate și la nivelul uh, acestei pături a, a profesiilor da. uh, de altfel recunoscute fiind ca de elită sau uh, în mod tradițional acceptate ca fiind de, de elită intelectuală în România, arhitectura nu. Nu funcționează uh, lucrurile atât de, de bine încât să își poată. Sunt actieni care nu-și găsesc de lucru, care nu. trăiesc în zone defavorizate. Sigur. Dacă i ar pleca din acele zone în care nu am creștere economică, nu am dezvoltare, uh, pentru a migra spre poli de creștere, spre cluj, spre Timișoara, spre București și așa mai departe, acele zone ar fi complet vitregite de șansa ca cineva să aducă o minimă contribuție în a organiza spațiul, Percepția noastră este asupra în locurilor oamenilor. mari, vedem locurile mari și credem despre locurile mici că nu mai e nimic de făcut pentru ele. Că ele sunt sortite pieirii și că ele nu mai au nicio șansă. Percepția generală de multe ori așa e. Pentru că este greu, pentru că de foarte multe ori efortul este foarte mare pentru a repara și pentru un rezultat foarte, foarte mic, gândirea pragmatic, capitalistă, dacă vrei, este uh, duce la un dezechilibru. Dar de foarte multe ori, uh, exemplele mici, uh, reușitele mici uh -huh. uh, pot fi atinse mai rapid, uh, pot uh, însufleți comunități, pot revitaliza și re reangaja oameni. În, în demersuri. Sunt nenumărate astfel de exemple mici, punctuale care generează și difuzează energie pozitivă în jurul lor și catalizează uh, repetarea modelului. Sigur, niciun loc nu este la fel cu celălalt. Sigur, nicio situație nu este la fel cu cealaltă. E nevoie de variații și de, de o oarecare inteligență uh -huh. și o sensibilitate la, la intervenție. Dar simplu fapt că cineva a reușit undeva mă face să cred că there are places in danger in the world because of tourism. Oh, for sure. architectural heritage in danger like animal species in the nature. Yeah. Yeah. there are lots of examples. Yeah. there are lots of communities that do protest after protest against savage tourism. Yep. how can this be solved? We're working right now with UNESCO um, and the World Heritage Committee mm -hmm. of UNESCO to develop uh, guidelines and standards for intervention on historic sites to help ameliorate the problems of mass tourism, uh, to help accommodate large numbers of visitors, to protect and and uh, prevent damage to uh, important sites. Uh, Unfortunately, we now have an industry that is making profit off of sending large numbers of people Obviously, to yeah. places that have not been designed to accommodate large numbers of people. We hear about Venice and Barcelona all the time, but I was just Thank in Split more. in Croatia yeah, yeah, yep. in Diocletian's Palace, it's almost impossible to move. You have a cruise ship arrive with 5000 people aboard, they run into the city, they Take the photos, they buy an ice cream exactly. and maybe a souvenir, right. and then they're back on the ship. They do nothing for the city uh, and they encroach on the territory. And now you have a commercial constituency that profits from these people who are visiting. And now they become proponents of mass tourism. So it builds on itself. It, it's something that, and you see it in every city that has something desirable. So right. we do, and architects can help enormously in this because we understand how to accommodate crowds, we understand how to treat materials and buildings in a way that protects them, how to move large numbers of people from one place to another. But it's also a question of policy, and uh, what do we invest in, and <sighs> what do we promote? And you know, I, I met with the mayor of Venice and one of the men mm -hmm. members of the city council, and they are working on banning these large cruise ships, mm -hmm. on on implementing measures that will try to reduce the stress that's caused by by this. You know, I, living in a place like Paris, which has many tourists, it, it, you made me think of this because. I see many people come there for the first time and they say, Oh, what a wonderful place, what a beautiful place. It's so beautiful. It's as if some deity put this on the earth and some power that's greater yeah. than we are. It was human beings that made that. It was policy, it was enlightened leadership, it was a belief in investing in buildings that creates places like Paris and places of beauty. Don't you think everyone would like to live in a place that is beautiful and rewarding? Of course they would. And we have to show them how. Mm -hmm. And we have to elect people to public office. And we have to educate public officials that this is the way to make life better. Which brings me to my next question, which is addressed to both of you. Um, last year at the uh, Architecture Biennale in Venice, I saw a documentary that struck me. It was a documentary talking about the fact that being an architect is a political job for sure. When you hear that, you don't understand it from the very beginning. It's not only about policies, but it's about a political job. Yeah. It's about power as a matter of fact. Yeah. How can you help from a huge organization? The Romanian order in order to pump some supplementary power in what they have to do. Can you do that? I hope so. I I think what our our great gift as an organization is that we get to see what our member sections are doing all over the world. And if we see something very good that's being done, let's say in Singapore yep. or or Kuala Lumpur that might be applicable to Kluch or to Bucharest. Uh, or a set of policies or actions that have been taken, we can hold those up and, and show them and share them. So there's that. I, I think also the, the, um, the great power of just talking and meeting with colleagues and having the exchange and, and the ability to, to sort of work with one another is, is another way uh, for us. You're right, it is political. Uh, I, I don't know if Alex would agree, but I think one of our great gifts as architects, which politicians don't always have, is the ability to envision how things could be different or better or improved. My experience is when a politician sees something that works and that people want, they will seize on mm -hmm, it. Mm -hmm. They like it. Yep. Uh, you know, it's like a kid with a new toy and uh, architects have this great power to envision and to create an idea of what something could look like. but and they're also very vulnerable in front of the political guys. i mean, they can become the slaves of the political for guys. Sure. for sure, that's true. and they this become is instruments of, of power. Of yeah. 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 you know something about that here, i think? yep, yes. Yeah. obviously. Yeah. <laughs> da da arhitectura este o politica. Puteți să folosiți voi, arhitecții români, la ora asta argumentul ăsta politic? În contextul zilelor în care ne aflăm, e destul de greu, evident. De asta, e, de asta și a apărut această întrebare. Cred însă și că, da, trebuie să ne aducem acea contribuție la. Realizarea uh, mediului de viață, a uh, modului de viață, a modului în care trăim și în care se, se desfășoară interacțiunile noastre uh -huh. în societate, o parte din, din chestiunea asta, în afară de cadrul fizic construit, o parte din, din felul în care se întâmplă lucrurile, uh, este în mod hotărător uh, influențat de, de noi. Și pe lângă faptul că trebuie să fim conștienți și responsabili cu, cu, această, uh, cu această sarcină, uh, cred că, da, acolo rezidă și uh, șansa să împingem uh, decizii, uh, moduri de a se face lucruri în direcția potrivită. Uite, tu ești foarte diplomat în felul în care te exprime. Acum eu o să fiu mult mai direct. <laughs> Uh, și am să spun ceva ce uh, mi s-a întâmplat. Așa. Un arhitect, e o persoană pe care o respect foarte tare, e un prieten cu multă experiență în meserie, mi-a povestit următorul lucru. Eu i-am spus că am participat la uh, conferința europeană de arhitectură pe care Bordino a organizat-o aici, la București, că mi s-a părut un eveniment cu totul și cu totul reușit și că mi s-a părut un pas mare în față. Și el mi-a spus așa: și am să fiu foarte, foarte franc. Okay. Mi-a spus, da, pentru că președintele ăsta tânăr a fost ales în urma unei crize. Pentru că era foarte posibil ca la conducerea ordinului arhitecților să se întâmple o catastrofă. Și atunci Breasla s-a mobilizat și a fost ales omul ăsta tânăr. S-a întâmplat ca la alegerile politice, cum se întâmplă de foarte multe ori în alegerile politice. Confirm povestea asta? Da. Confirm povestea Mi-a mai spus încă un lucru. Însă poziția lui e șubredă. Lucrurile sunt șubrede. Nu e chiar așa de solidă situația pe cât pare. Așa este. Și de aceea spun că idei, gânduri, direcții de, de acțiune avem uh, multe, poate prea multe pentru câtă, câtă forță, energie și resurse avem. Uh, dar uh, va fi nevoie de foarte multă muncă ca să ajungem acolo. Uh, și probabil că unele nu ne vor ieși. Uh, dar, cum uh, spuneam și ceva mai devreme, nu cred că putem altfel decât de dragul puterii Exemplului uh -huh. să ne aplecăm asupra unor chestii foarte mărunte și punctuale. Uh, dacă cu adevărat vrem să facem pasul serios mai departe, trebuie să încercăm să privim și să acționăm la nivelul ceva mai, mai, mai sistemic dacă vrei, unde într-adevăr conexiunea directă cu cei care fac politici. Și cu cei care fac politică. Exact. Interacțiunea aceea va fi inevitabil ceva mai consistentă. Asta nu înseamnă că uh, Ordinul Arhitecților sau arhitecții, chiar dacă nu sub forma asta organizată a, a organizației profesionale, trebuie să uh, devină, să fie angajați politic sau să devină parte din partide Evident. sau din mecanisme politice, dar. Nu pot să, să rămân închis într-o bulă de sticlă și să zic nu mă interesează ce se întâmplă în exterior. Eu uh, îmi văd doar de, uh, de lucrurile mele. În ordinea asta, în România se spune așa, și e ceva ce știi foarte bine, o știm cu toții foarte bine. Desenez eu o casă și mă duc la un arhitect să-mi o semneze. Și totul e în regulă. O fac. Se găsesc arhitecți care să semneze. Casa aia pe care eu mi-o desenez. Se găsesc suficienți. Da. E, da. cum se poate restaura respectul în meseria asta, Alexandru Găvozdea? Respectul exterior față de meserie, respectul în interiorul Breslei, ceea ce contează enorm, și selecția meritocrată în interiorul unei Bresle de elită. Pentru că arhitectura este o Breslă de elită. Uh, nu cred că există o, o soluție universală, o piatră filozofală care să facă totul da. bine dintr-o dată. Uh, manifestările de care, de care spuneai tu, Cătălin, sunt născute din mai multe surse și atunci nu am cum să am o singură soluție pentru ele și acestea sunt și le iau într-o ordine uh -huh. oarecare, dintr-o uh, formare, dintr-o dintr formare ca arhitect până la urmă, ca profesionist, care are niște uh, lipsuri, uh, așa cum acum le percepem și poate la momentul uh, în care ieșim din, din universitate, nu le, nu le înțelegem. Acestea țin foarte mult de uh, niște competențe care nu sunt uh, suficient de bine dezvoltate. Și deci acestea sunt în principal cele uh, din zona juridică, care țin și de. Operarea cu întreg universul legislativ care e incident, dar și de relaționare cu clienți, de relaționare cu terți în această constelație în care ne mișcăm. Și sunt cele de natură economică. De foarte multe ori, și majoritatea generațiilor de arhitecți vin pe piață cu o genă foarte puternică, creativă și cu una aproape inexistentă de. Uh, înțelegere a impactului economic al meseriei lor. De nu vorbesc acum de faptul că pot sau nu pot să facă ei bani cu meseria lor, ci vorbesc de faptul cum înțeleg ei că are impact ceea ce fac ei asupra bugetelor clientului, asupra costurilor de funcționare ale orașului, ale societății și așa mai departe. La care se adaugă poate și și alte câteva lucruri din zona managementului mai degrabă, dar asta este o parte care cred că e importantă pentru a le crește lor uh, respectul de sine, uh, a le da mai multă încredere în valoarea muncilor, care nu este doar acele desene pe care Sigur că le, da. le pune cineva în față. Sigur că da. Uh, sunt multe lucruri mult mai, uh, mai blânde, mai soft, care stau în spatele calității vieții, uh -huh. pe care, că, de fapt, acolo vrem să ajungem, da? la o viață mai bună, la o viață mai fericită și o parte din traseul ăsta este pavat de arhitect, dar nu doar cu planuri și uh, indicații pe șantier. Uh, și lucrurile astea uh, trebuie să fie și înțelese de, de, de arhitect și cred că cel mai bun uh, vehicul de diseminare după aceea acestui, uh, acestui statut corect, acestui statut care vine și cu obligațiile aferente mm -hmm. și cu responsabilitatea din spate uh, atunci când influențez mediul tău de viață îmi asumă o răspundere semnificativă. Uh, cel mai bun mesager pentru a difuza asta este până la urmă acest această populație de arhitect, acest număr mare în cazul de față de arhitecți. Deci cred că de fapt de acolo uh, sprijinindu-i pe ei Uh, poate să fie soluția ca și societatea după aceea să înțeleagă mai bine lucrurile. Nu cred că trebuie să ne facem o campanie de marketing pentru arhitecți, ca societatea să zică, da, uh, e, e, e mai bine așa, ce e mai să bine să ne facem meseria, pur și simplu. Ci să ne facem meseria foarte bine uh, și să fim uh, mm. tot mai, mai mândri și mai mulțumiți de ceea ce facem. Nu e ușor să să livrezi mai mult decât ești plătit, nu ușor să, e ușor să arăți că valorează mai mult munca ta decât prețul actualmente de al pieței. E un efort, e un efort foarte mare, dar cred că este cumva și de datoria mm. fiecăruia să facem asta și a organizației să contribuie să sprijine pe unde poate acest Mă gândesc temers. la o picătură în ocean, acum, care este un program care se cheamă De Arhitectura, e unul dintre programele care se desfășoară la ora asta în România și care încearcă să pornească fenomenul ăsta încă de la nivelul elevilor de clase mici de la școală, în așa fel încât să devii un cetățean care e conștient de felul în care își locuiește spațiul, conștient de faptul că face parte într-o comunitate. Eu the president of an organization with 3.2 million members. Can these guys save the world? No, we're in a struggle um, that involves everyone. I think You know, the challenge is to have people understand the value of investing in good buildings for the future and uh, for the benefit of all people. It's not just a question of taste or what we like or what style yep. we like, mm -hmm. it's, it's really a question of how do we build uh, and for whom do we build and to what end. Do we build, and if it's not to make life better in community for all people, uh, then what is it for? Uh, it seems to me that our fundamental challenge, uh, for not just architects but for everyone, is how do we raise conditions for all people? You know, if you have uh, unlimited money, yes, you can fly in a helicopter from one place to another, and you never have to deal with all that difficulty and and Trouble for a certain amount of time, maybe. But ultimately, we're all in the same boat. We're all on the same planet. We're all part of the same yep. race, the human race. And we share this planet with other species and with plant life. And if we don't tend to it properly, all of us will suffer, not just some of us, but all of us and and i think that's the message that that architecture brings is that it's it's something for everyone and it's something that is given to all of us to use to improve the quality of life thomas Fonier, Alexandre gavozdea thank you so much Catherine, thank you for taking an interest in architecture thank you thank you very much and good that. luck in what you do thank you Success. Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim foarte frumos pentru încredere. Ne vedem data viitoare. ATV!